Salutul Foxe și bine te-ai regăsit la un nou vlog. Hai! Ce chestie mai dăm într-o? Aceeași chestie, plecare după lui, hai. Bravo, fără șut, mamă, o dai fără șut. Calici, dai în dreapta și o încalici. Gata, hai acasă. Sau mor cum s-a auzit în viața mea așa motor. De ce eu luași piciorul pe ambreiaj în haul ăla? Salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou video, fraților, astăzi pe acest canal minunat de YouTube. După cum ați văzut și din titlu, mergem să învățăm pe sora mea să meargă cu mașina și o să facem asta într-un loc amenajat special, să zicem așa, o să mergem într-un poligon acolo. Avem voie să o învățăm să conducă și poate oricine fără permis să conducă acolo. Da, deci haideți să mergem să luăm pe sora mea, că sora mea nu stă cu mine, e la liceu și stă la Balș. Deci are ceva închiriat acolo și mergem să o luăm și chiar acolo Balș și o să mergem în poligon să o învățați să meargă cu mașina. Nu uitați să dați și voi un like acolo dacă vreți să mai facem videoclipuri de genul și dacă vă place acest videoclip și să lăsați un comentariu să spuneți ce să mai facem în continuare pe acest canal, ce videoclipuri, și eu o să țin cont foarte mult de părerea voastră. Hai să mergem! Ulfi! Ceva, Ulfosex! Urâtule, uite-te la cameră, uite ce frumos ești, o mor ce ochișoare are. Ce zici, bă, băiatule, uite că s-a făcut câinilii lui Faba, bă, nu mai are loc în cadru, bă, nu pot să mai filmez, uite că s-a câinilii. Ce zici, bă, băiatul, ce bă, Ulfosex. Dacă vă place de Ulfosex, scrieți-mi un comentariu, nu lați să mă preșul ăla că e murdar. Merge să spălăm și să o băgăm pe Faba să conducă, ta-na-na-na-na-na. Salutul Foxe și bine te-ai regăsit la un nou vlog. Hai, zicul Foxe. Hai că ne revedem mai acolo, hai da. Am luat problema, să vedem dacă știe să conducheze acum. Spune-i tu, bună. Are emoții, uite la ea. Dar, lăsă-mă că spun și eu singură bună, nu trebuie să spui tu să zici bună. Băi, dar cât așa să spui bună? Băi, trebuie să mergem să băgăm motorina, că nu am motorină, nu băgai când veni. Și acum am bașul ăsta, știți cum e treaba ăștia care sunteți după aici? O coadă infernală și când te duci și când te întorci. Și e cam nasol să vedem acum dacă stăm, dacă e coada așa și stăm 30.000 de ani în coadă. Eu zic că nu mai merge să băgăm motorină, să sperăm că mi-ajunge, dar nu cred că mi-ajunge, că forjează asta mașina acum, dacă nu merge, consum de 15-20 de litri la sută. Așa. Deci să ieșe de gură, adio ambreiaj, adio planetar, adio motor, cu de viteză, zice dăm ele. Că sigur îi moare motorul, trebuie să-i moare motorul măcar o dată. Așa e la începători. Și mergem să băgăm motorină, dacă nu ne ajunge. O că nici nu pe aici pe spate pe la focurile astea, ca să nu mai stăpăm coada aia pe acolo, că stric în coadă. Și revenim când ajung la spălătorie. La spălătorie, doamne, păi trebuie să mă duc așa la spălătorie. La poligon, nu? La benzinărie și după la poligon. Hai. Băgăm motorină, ca să nu mai stăpăm. 10 lei, că atât au pun pe Faba. What the fuck? Nu arată că fac 20 de lei. Ai, mă! Lei, și când fac școala, de cât bagă ăla? Depinde pe ce fac școala. Știi că în decembrie m-am de școală, nu? Țin să vă anunț. Să vă feriți. Ia să vedem ce făcut aici. Mă plin de 20 de litri, dar... De jumătate, de bun. Cam 300. Pa, vă bătești și ne revedem în poligon. Băieți, avem acolo pe dreapta, una aici la traseu, dacă vreți să o luați. Dar tu de ce le zici, George? Vrei să te duci tu la ea? Veniți cu mine, mergem mai mult, ca asta ține. Dai mi-a cazut. Știi că e una, auzi, știi că e una aici la Q-Fort în spate la piele, știi că o aduce bărbatul cu bicicleta dimineața și vine și vrea seara? Jură-te. Fără mișto, așa zic eu, zic că o vede de fiecare dată când trece pe aici, dimineața când vine la tura întâi la Q-Fort, o aduce și bărbatul să o baie cu bicicleta. A, să filme, salut, vezi din nou, am ajuns aici la poligon. Perfect, și ăsta e poligonul, da? Să vedem, acum să inspectăm locul, că pe aici sunt niște bălci. Nu prea aș vrea să intru în gaura asta, că uitați cât aia e. Nu prea aș vrea să intru în gaura asta, că cine știe ce se ascunde aici, mare gaură, și rămân cu roata de mai ies de aici. Hai să inspectăm un pic așa rocul eu înainte, ca să văd pe unde o bag pe ea. Pe aici, pe undeva, gen, ai putea să faci gen așa aici, să te duci încolo, că uite, uite că e băltoaca acolo. Nu e, că acolo e asfalt. Ia treci pe ea. Trec pe ea. Adică stai unde întorci după aia dacă treci. Poți să întorci și de așa aici, bam. Mă, vezi cu figura pe aici. Mă,
tot abortoacă, ești nebun? Destul de bine, uite frumos așa băgă pe aici, dar filmează și tu drumul, băi! Alo! Așa, uite, poți să faci, uite aici, scurci, te poți să faci cu spatele, să scurci aici, faci. Păi eu nu știu să dau cu spatele. Uite așa, păi oprești, ții ambreajul, body marshal ieri, te uiți și e viraj, o să spun eu că să dai viraj. Scuzați-mă. Face schimb de locuri. Am emoții cu faba asta, că cine știe pe unde dă. A, mă, dar de ce stai emoții? Am eu emoții cu tine că dai tu cu ea în gardă, da, așa. Adică ce dracu gard să dai, că pe aici nu există garduri. Așa, ce faci cu o dată că te urci într-o mașină, ia, știi? A? Stai, hom, nu pleca. Băi, nu plec, hom, punce-n pură. Așa. Îmi reglez scaunul, îmi reglez oglinzile. Perfect, în oglinzi vezi, în dreapta, stânga. Da. Poți să te mai ridici dacă vrei, că tu ar trebui să te mai ridici un pic. Ridic alea că scaunul. Perfect, fără emoții, fără alea, cred că trebuie să te ia un pic mai față. Dă-te un pic mai față. Un pic. De ce? Că nu uită. Nu, nu. Ia, apasă ambreajul la maxim. Vezi? Mai. Perfect, așa. Ești gata? Prima dată plecarea... Stai așa puțin că am emoții, la... Prima dată plecarea de pe loc. Ia, cum faci plecarea de pe loc? Hai. Deci, călcăm ambreajul. Călcăm ambreajul. Ușor, lași una așa bagina întâi, ia. Lași una de mână. Ușor și dai drumul un pic la ambreaj și apeși ușor accelerație, hai. Hai că nu fugi nicăieri, că stai frâna de mână și se oprește motorul, hai. Dai unde este, fugi. Apasă accelerația. Accelerația. Perfect, o să brii puțin motorul, dar merge bine. Bine. Hai că e bine, foarte bine. Și acum ia mai în stânga așa pe aici să ocolim balta aia. Perfect și unde? Da. Nu, ia așa pe aici, să nu dai în gaură. Ia-o pe ea, dar să nu dai în gaură aia de stânga. Așa unde mai mică. Perfect, și cum făcu eu din aurea. Pui frână, scoți din viteză, ți ia ambreajul, să nu iei nici pe asta. Că e mai gaură așa aici. Poate pe filmare nu se vede, dar e ca în gaură mare. Hai mă, că se descurcă bine, ia. E relaxată, mă, e relaxată. Hai că e bine, dacă e relaxată, e bine. Exact ca la plecare, da? Apasă accelerația. Ia viraj. Ok, frână. Frână-ți moare motorul. Frână cu ambreaj. Frână cu ambreaj. Păi dacă e în viteză, frână cu ambreaj. S-a murit motorul, dă-i drumul. De drum, apasă ambreajul. Sună frână. Nu mai râde, că nu știm. Băi, când ai băgat în viteză, așa? Ți-a ambreajul că-ți moare motorul. Aha, păi dar nu știu eu, dă-i drumul. Da, și ia fii atent, asta să mă dau jos să vedeți unde o băgă, da? Să antenă. Unde băgai? Ea trebuia normal să intre. Să intre așa aici, da, pe mijloc. Uitați-vă unde e, mă, cam ajută la voastră. Dar e bine, lasă că e bine. Prima dată, măcar nu, e bine că aici nu avem la ce să lovim, că dacă era într-o parcare să lovească mașini, erau lovite de mult. Ia uite-te acolo, deci. Ține frâna, hai că trebuie să-i frâna de mână, haide. Încă o dată. Plecă? Păi, dacă normal o pornești, deci, dai cheia înapoi. Deci, dacă ai frâna de mână, poți să iau picioarele, nu? Da, să nu fie în viteză. Să nu fie în viteză, dar e frâna de mână trasă. Da, stai răbdare să treacă băiatul ăla de acolo. Deci iau piciorul. Cu mașina. Perfect, păi ce? Păi ia piciorul că ține. De ce ești așa? Mă, tu știi regulile, gen, cum trebuie să conduci așa. De ce s-a fric acum, ia zi? Ai emoții așa? Ei, am emoții, îți dai seama. Hai, pornești tu. Îi dai jumătate cheie până să stingă alea după bord. O pornesc fără nimic. Nu? Dai jumătate cheie. Ai jumătate cheie. Aștept să stingă tot după bord. Asta știu. Perfect. Acum ți-ai ambreajul ca să așa să ține. Normal nu așa? Trebuie neapărat să-l ții, dar trebuie să-l ții. Și o pornești. Dar nu ține prea mult mâna pe... Nu ține cheia întoarsă prea mult că... Ca să-ți dau drumul la ștergătoare. Așa, perfect. Și acum pleacă ușor. Exact cum făcut și atunci, plecare. Dă-i apasă accelerația. Bravo. Dai drumul la volan acum, când vezi că se duce încolo, dai drumul la volan, nu îl ții pe loc, da? Când vezi că se duce mașina încolo, dai drumul la volan. Înțelegi ca să se îndrepte mașina. Și acum mergi normal. Sau o iau așa. Nu, fii atentă. Te duci aici în cap. Așa? Dacă poți să întorci dintr-o mișcare. Așa? Gen așa? Aha. Du-te mai față, mai. Și spune când e viraj maxim, da? E viraj maxim imediat, da? Așa.
hai, ia viraj. Dar unde ai stâlpul ăla, da? Dă-i că merge, dă-i că merge, bravo, bravo. Ia uitați ce bine am băgat aici, așa, perfect, și acum mergem acolo. Dă-i, dă-i, mergi normal, că nu are nimic. Așa. Acum întorci aici. Hai, ia viraj. Ia viraj. Ia viraj. Ia viraj, ia viraj, ia viraj. Perfect. Și acum când ajungi aici lângă ăsta, ok, ți-ai ambreiaj și frână, ambreiaj la capăt și frână, oprește. Ușor. Perfect. Bravo, bravo, perfect. Și acum faci plecarea după loc chiar. Scoate din viteză ca să fie scoasă, ca să faci toată plecarea la loc. Poți să iei piciorul după ambreiaj acum, că nu mai e în viteză. Că nu mai e, cum, că nu mai e în viteză, iei piciorul după ambreiaj, da, ia, așa, perfect. Ții un pic frână ca să nu plece mașina. Și acum faci aceeași chestie. Aceeași chestie, plecare, plecare după loc, hai. Întâia. Perfect, plecare după loc cu accelerație un pic mai multă. Nu prinde covorul, băga mie. Știu, știu, lasă că să-l facă pe aia. Apasă accelerație că nu aud. Așa, perfect. Perfect, tată, perfect, 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 bravo, 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 bravo. Aceeași chestie. Îți place, a? Bun. Așa, tu fac, nu pot să mă filmez când mă plimb, că nu mai. Da, după, după 10 minute de mers, schimbare în poziția, nu mai facem viraje la dreapta, facem și viraje la stânga. Îi dă dură și a doua. Așa, și acum să vedem pe Fabi cum merge cu a doua, da? Deci la trecurând de la întâia la a doua. Ok, da, aici accelerezi frumos și de a doua, da? Hai, accelerează și de a doua. Da, accelerează. Perfect, bravo. Bravo, fără șut, mamă, o dai fără șut. Ok, ai scoat-o pe liber și de-a întâia. O scoat-o pe liber întâi, după aia de-a întâia. Ok, așa, perfect. Așa, și acum, așa cum bagi aici. La dreapta, dă-i de viraj. Mamă, mă, să urcă pe bordură pe la urmă. Asta are cea cu bordura, cred că vrea să o omoare. Cred că vrea să o calce. Aici, dacă fiecare dată când intră, vrea să urce pe bordura aia. Perfect. Hai că... Hai... Nu te urcași, dar... De fiecare... Nu, gen la nimic. Da, acum s-o obișnui, parcă îi dă ea în gură, așa, parcă ia pasă accelerația sau apăși din greșeală. Ai piciorul greu pe accelerația aia, să duce piciorul pe accelerația. Hai, cu a doua. O, nebuno, că pleci cu scârț, până la 2000 marți se accelerează din lăul, da? Și ori scos pe liber acum, doar scos pe liber. Și când ajunge aici, ideea te-a groapa, să nu iei. A, ai luat-o. Așa, bravo, ha, mă, merge cu o mână să mor. Întâia, bravo, 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 bravo. Oooo, lima aia, așa, râpili. Ha, ha, mă, o dai, o dai cu sorbea. Băi, ești brut, că de cum ia-ți curpii. Cu ce viteză le-ai aici, nebuie atâția. O, ușor, că ăștia-s găuri, Fabi. Ce, că Ana are așa mult, are, are vreo, vreo 15 km la oră până găurile astea, până la genunchi. Hai că n-ai mult, da, n-ai mult, ce ai? Așa îi face piciorul pe ia cum îți face? Așa. What the fuck? Mamă, ce încep să mă obișnuiesc, ești prost. Încep să o prind, nu așa. Așa, ia uite, trec și mașini pe aici, Fabi, n-are nicio treabă, merge bine. Hai, șt, bag piciorul ea. Unde, frate, că nu știu blow. Acum a scos pe liber, frumos. Scos pe liber, pui frână, gaura iar o iei. Bă, dar are ceva cu gaura asta, mă, cam ascult, o rolă iar. Băi, ești prost, de la aia, ușor, bravo, 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 perfect, perfect, viraj perfect, să mor. Băi, ești bună, să mor eu dacă nu conduci bine. Bă, stai să mă obișnuiesc. Hai, te urca pe bordură, stâng, bă! Eram cu ochii la tine. Să urca pe dita, mai, mai, Danu, o doare în cur, că nu-i mașina aici. Eram cu ochii la tine. Ușor, 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 că-s găuri, le-am dat dreacu, nu m-am opresc pe asta, mâncam astfel, tu dai să-mi deschid geamul, că mor aici de cald. Deschide, că și mie mi-e cald. Păi doar mai pot, deschide tâltul acum. Că de aici n-am butoane. O, 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 că plouă mașină, mai și plouă afară, dacă vedeți, lasă-mă, că ăsta mi-l deschis eu, că vreau să iei. Ia, bagă piciorul ea tare, ia. Tare! Ce să... O, o, ușor, gata, 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 gata. Scoate-mi pe liber, frână. Nu mai lua gaură asta, vira la dracu morții, că poți să-mi calici, dai-i dreapta și-o-mi calici. Gata, hai acasă după aici. Ajunge, ajunge, gata. Cam atât a fost, băieți, cu vlogul ăsta. Ia fărmă mașina. Sau mor cum s-a auzit, nu s-a auzit în viața mea așa motor. De ce eu luași piciorul pe ambreajul ăla? Nu știu. Din...
Dă-mi ce? Să obișnuiai acum și că mamă, îi dau scârțuri, bă, dă-mă dreptul de treabă. Gata, asta a fost, dacă v-a plăcut, fraților, nu uitați să dați pe butonul ăla de like acolo, să faceți cât mai multe like-uri. Dacă vreți să o vedeți și pe mama, o ia și pe mama la condus aici. Dacă mai vreți să vedeți postul meu la condus, la fel, dați like și lăsați un comentariu. Eu am fost Rusu și ne revedem data viitoare, pa, pa. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Fuck around and start body and shit.